Bună dimineața tuturor! La mulți ani România! La mulți ani tuturor românilor! Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați răspuns pozitiv invitației noastre de a ne fi alături astăzi, la o zi cu o mare însemnătate și încărcătură emoțională, dar și istorică. Noi am vrut să profităm de acest moment unic, să ducem la bun sfârșit o inițiativă mai veche a primăriei municipiului Roman și astăzi să finalizăm acest demers a înțelegerii de cooperare între municipiul Ștefan Vodă, județul Neamț, România și orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova. În cele ce urmează, am să dau citire textului înțelegerii de cooperare între cele două localități, urmând ca, după citirea acestuia, să trecem și la partea efectivă a semnării acestui acord. Înțelegere de cooperare între municipiul Roman, județul Neamț, România, și orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și în dorința consolidării relațiilor de prietenie și de cooperare între autoritățile administrației publice locale din cele două state, autoritățile locale din municipiul Roman, județul Neamț din România și orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, denumite în continuare părți, au convenit deschiderea de noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și întărirea legăturilor de prietenie la nivelul comunităților lor, după cum urmează. Articolul 1. Părțile sunt de acord să stabilească între ele relații de cooperare potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova. Articolul 2. Autoritățile locale vor sprijini colaborarea economică la nivel local și vor avea în vedere identificarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială în beneficiul celor două comunități în următoarele domenii: administrație publică locală, comerț, mediu, agricultură, asistență socială, utilități publice. Totodată, pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și finanțarea din bugetele locale a unor obiective de investiții în cele două localități, în conformitate cu legislațiile în vigoare în cele două state. Articolul 3. Părțile își exprimă voința de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă și vor crea condiții favorabile pentru desfășurarea de activități economice comune de către persoanele fizice și juridice locale din cele două localități. În acest scop, vor sprijini creșterea colaborării economice între întreprinderile mici și mijlocii și vor întreprinde demersurile necesare realizării și implementării în cele două localități a unor proiecte de dezvoltare economică și socială finanțate din bugetele proprii sau care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene. Articolul 4. Autoritățile locale sunt de acord să colaboreze pentru elaborarea unor programe și participarea la acțiuni comune destinate agriculturii între cele două localități. Articolul 5. Părțile consideră că vizitele reciproce între reprezentanții celor două localități în domeniul administrării urbane se dovedesc a fi reciproc benefice pentru cunoașterea modului de organizare și administrare locală. De asemenea, vor fi efectuate schimburi de experiență sub forma misiunilor de expertizare și de stagiu și în alte sectoare specifice activităților desfășurate de către administrațiile locale: apă, canal, salubrizare, asistență socială, transport în comun, circulație rutieră. Articolul 6. Părțile vor dezvolta cooperarea în domeniul protecției mediului înconjurător prin elaborarea și aplicarea unor strategii de prevenire și combatere a cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic din localitățile lor. Articolul 7. Părțile, în limita posibilităților lor economice, vor intensifica schimburile culturale și sportive, facilitând în acest scop colaborarea între ansambluri artistice, instituții publice și organizații culturale și sportive. Părțile vor facilita schimburile directe de sportivi și specialiști în domeniul sportului,
care vor acționa la cluburile sportive interesate și vor acorda sprijinul necesar desfășurării unor competiții sportive la nivel local. Articolul 8. Autoritățile locale vor sprijini realizarea de schimburi de experiență și de bune practici în cadrul unor competiții și tabere recreaționale organizate alternativ în cele două localități, la care vor participa cadrele didactice și elevii din unitățile de învățământ locale. Articolul 9. Cele două părți se vor informa despre oportunitățile de promovare, festivaluri, expoziții, târguri și saloane. În mod special, autoritățile administrației publice locale doresc dezvoltarea unei colaborări pentru punerea în valoare a patrimoniului etnografic specific celor două localități. Articolul 10. Părțile vor sprijini realizarea unor schimburi de experiență între cadrele sanitare din unitățile de sănătate publică dintre cele două localități. Articolul 11. La nivelul administrațiilor celor două localități se vor efectua schimburi de experiență cu privire la modul de comunicare cu locuitorii și identificarea celor mai bune soluții la problemele care apar la nivelul celor două comunități. Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din cele două localități și vor fi create asociații de prietenie. Întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarii celor două localități sau de către alți reprezentanți desemnați de către aceștia, vor avea loc periodic în mod alternativ în municipiul Roman, județul Neamț din România și în orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, în scopul efectuării bilanțului cooperării și stabilirii modalităților de colaborare viitor. Articolul 12. Cele două părți vor furniza finanțarea necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de deplasările reprezentanților lor în vederea îndeplinirii obiectivelor comune de colaborare. Articolul 13. Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat și sau completat în baza acordului reciproc înscris al celor două părți. Modificările și completările vor produce efecte de la data semnării. Fiecare parte poate denunța înțelegerea de cooperare prin notificare scrisă adresată celelalte părți. Denunțarea își va produce efectele după 3 luni de la primirea respectivei notificări. Semnată la Roman, la data de 1 decembrie 2018, în două exemplare originale în limba română. Vreau să vă spun că o parte dintre prevederile acestei înțelegeri de cooperare deja au fost puse în practică de-a lungul timpului. Delegații din cele două comunități au făcut vizite reciproce. De asemenea, unități de învățământ împreună cu elevi și cadre didactice au făcut schimburi de experiență. Dumneavoastră, domnule primar, ați fost prezent și anul trecut, pe 1 decembrie, la Roma, pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României. Vă mulțumim că și în acest an ați avut posibilitatea și dorința de a fi alături de noi și iată-ne astăzi să punem bazele acestei înțelegeri definitive între cele două comunități locale. Vă invit în cele ce urmează să semnăm împreună acest document și ulterior să ne spuneți și dumneavoastră câteva gânduri legate de acest moment. Secretarilor celor două unități administrative și iarăși ca și un simbol și
o aducere aminte a ceea ce am semnat noi astăzi aici. Am făcut câte o plachetă aniversară pentru fiecare dintre cele două localități. Una să o țineți dumneavoastră și una noi la nivelul primăriei municipiului Roman. În an centenar s-a înfăptuit semnarea actului de înțelegere și cooperare între municipiul Roman, județul Neamț din România și orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova. Binecuvântat să fie orașul Roman, binecuvântat să fie orașul Ștefan Vodă. Acestea sunt și... câteva din gândurile dumneavoastră. Stimate domnule primar, stimate domnule deputat Leureanu, stimați consilieri, stimați colegi, stimați prieteni, trăim un eveniment destul de foarte emoționant pentru noi, pentru toți, cred că numai pentru delegația din orașul Ștefan Vodă. Acest document semnat azi, de fapt, vine să ne concretizeze în timp faptele care le-am început mai înainte. Și am început, datorită inițiativei care a venit de la domnul Leureanu, fiind în funcție de primar, și a continuat-o domnul Micu, prezența secretarilor noștri aici, vin ca persoane cu stabilitate în funcție, vin să aibă obligația de a asigura durabilitatea legăturilor noastre. De fapt, noi suntem legați istoric de milenii, zic ca și națiune, ca cultură, ca frați. Aceste documente ne vor ajuta doar de acum încolo să, din punct de vedere juridic, din punct de vedere a documentelor care se cer să fie, a deciziilor care trebuie adoptate ulterior, să avem o confirmare juridică. Suntem foarte emoționați, fim anume la 1 decembrie, de sărbătoarea cea mai importantă națională a României, și cu acest prilej doresc să felicit pe toți cei prezenți aici, cu această sărbătoare, la mulți ani, să trăiți, să ne cunoaștem, să ne recunoaștem ca frați și să ne întâlnim cât mai des, fiindcă la noi, la moldoveni, este așa o vorbă, ochii care nu se văd, să uite. La mulți ani! Da. Vă mulțumim mult, domnule primar, pentru gândurile dumneavoastră frumoase. În cele ce urmează vreau să vă înmânez și câteva dintre simbolurile municipiului Roman. Bineînțeles, și câteva cadouri, că așa e la noi, la români, oaspeții care ne trec pragul, trebuie să fie primiți așa cum se cuvine, la fel cum și noi am fost la rândul nostru primiți într-un mod extraordinar la dumneavoastră, cu multă emoție, cu multă încărcătură și cu multă pozitivitate întotdeauna când v-am trecut pragul. Așadar, am să... înmânez, în primul rând, steagul municipiului Roman, care începând cu luna decembrie a primit și ultimul aviz al Guvernului României și este oficial recunoscut în România, dăruim toată dragostea. Știm că la dumneavoastră, la Ștefan Vodă, aveți deja un steag, însă acesta este ediția finală, forma finală a lui și sunt convins că vom veni la dumneavoastră, îl vom regăsi arborat la primăria dumneavoastră. De asemenea, o icoană cu Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, pentru că sunteți primar al unei localități care poartă numele, fie ca această icoană să binecuvânteze orașul dumneavoastră, să vă protejeze de-a lungul timpului. Bineînțeles și o carte care are o mare încărcătură pentru noi românii, Marea Unire 1918, România Mare, documente și acte. Vi le ofer cu mare plăcere. De asemenea, așa cum v-am spus, aici aveți și câteva din simbolurile primăriei municipiului Roman. La fel avem și pentru
doamna secretar al orașului Ștefan Vodă și am să-i rog și pe colegii mei pentru reprezentanții delegației din Ștefan Vodă să înmâneze pe la cadou. Lucrate de copii de la această fundație, pe care să le mulțumesc nu personal la fiecare, dar la deplasarea de mașină. Da, ca să fie mai ușor la campion. Și pentru domnul primar, îmi pune cu domnul Gheorghe și eu vin de aici în și trei reviste cu Comuna Dolgești, dacă știm despre Bordești, despre Pucna și siguranță despre Dolgești, locul primei bătării a lui ceva și mare, mai puțin dintre mai știu și vă oferă rezultatul. Dacă nu găbiți, domnul primar, avem și noi câteva indicatori, să încep și eu la fel cu steagul orașului Ștefan Vodă. Este un steag deja aprobat prin hotărâri de guvern. Sigur că este cu chipul lui Ștefan cel Mare. E chiar și cu trupul. Roșu de la sânge, nu? Da. Sânge de tau. Vrem și icoana Sfintei Treimi, care este hramul orașului Ștefan Vodă și care a fost sfințită prima biserică din oraș. Orașul nostru este tânăr și prima biserică. Acum avem trei biserici. Prima biserică a fost sfințită la Sfânta Treimi, la Duminica Mare și orașul sărbătorește hramul orașului, anume de Sfânta Treimi. Dumneavoastră ați fost și vă așteptăm întotdeauna la hramul orașului. Este și stema orașului Ștefan Vodă, care se regăsește și pe steag. La fel avem și cei ce noi ne mândrim cu, de obicei cu băuturile și băuturile mețe. Și domnul secretar la fel doresc să vă amintiți de Ștefan Vodă și acasă cu familie. Și domnul deputat Leoreanu, care are un merit deosebit în legăturile noastre, care de acum încolo o să dureze în timp. Domnul Bărjoveanu, care întotdeauna are grijă să primească delegațiile și este un ghid foarte iscusit, vreau să vă spun o povestitor extraordinar. Am aflat foarte multe lucruri interesante despre istorie. Și doamna viceprimar, care n-a avut posibilitatea să le viziteze, dar vă invităm pentru data viitoare mai mult. V-am promis, venim pe echipa de tehnică. Mulțumesc. Avem și pământeanca noastră, Nadia Angel, are același nume, ca și primarul din Ștefan Vodă, dar soțul este român, Angel din România și Angel din Moldova. El rămânăm la mașină. Mașină stricată. Având în vedere faptul că relațiile de colaborare între cele două localități au început în timpul mandatului de primar al domnului deputat Leoreanu, și sunt convins că și pe el îl încearcă o mare emoție, cu dublă însemnătate astăzi. Aș dori și dumnealui să ne spună câteva cuvinte. Sărbuna, bună ziua tuturor! Bine ați venit la Roman prima dată și la mulți ani România, la mulți ani, dragi români. Aș vrea, în primul rând, să felicit pe domnul primar Lucian Nicu, că a continuat ceea ce în urmă cu 4 ani a început, prin acel raport de amiciție.
prin acele vizite frumoase și pline de emoții, apoi continuând, așa cum frumos a spus aici, cu vizitele făcute de elevi, de profesori, dar am avut și un schimb de experiență între un segment a aparatului de specialitate din primăria Ștefan Vodă cu serviciul de proiecte și programe din cadrul primăriei municipiului Roman, cu dezbateri și vizite la obiectivele finanțate prin fondurile europene din Roman. Și trebuie să recunoaștem că mereu v-am simțit aproape și nu astăzi, că este Marea Unire, ci de-a pururea suntem frați și frați în simțire, frați în cuget, dar ceea ce se simte ca energie pozitivă la un moment dat, sunt eu convins că ne va aduce și frați într-o granițe ale României mari. Așadar, felicitări pentru continuarea demersului, felicitări pentru faptul că ați reușit să ajungeți la bun final, pe un drum din punct de vedere al documentelor, din punct de vedere al actului administrativ a acestei acțiuni începută în urmă cu 4 ani. Vă felicit și vă urez mult succes în cooperare, în tot ceea ce gândiți să întreprindeți și sigur sunt că mereu, în anumite răstimpuri, ne vom regăsi, vom discuta și vom dezbate atât la Roman cât și la Ștefan Vodă, pentru că ne leagă foarte multe lucruri, unele văzute, altele mai puțin văzute. Dacă orașul dumneavoastră poartă numele Marului Voievod, orașul nostru poartă rănile timpului, poartă ruine ale edificiilor, și așa cum s-a arătat și aici, lângă Roman, un loc al primei bătălii purtată de Marele Voievod, Ștefan cel Mare și Sfânt, când a fost și uns pe câmpul de la Direptate, domn al Moldovei. Așadar, la mulți ani România, la mulți ani Moldova, bine ați venit la Roman, împreună să trăim frumos ziua de 1 decembrie, ziua națională, centenarul nostru a românilor de pretutindeni. La mulți ani tuturor! Domnule deputat, vreau să-i mulțumesc și domnului deputat Mugur Cosmanciuc că a ales sărbătorească ziua națională a României la Roman și l-aș invita și pe dumnealui dacă poate să ne spună câteva cuvinte legate de acest moment. Sărmâna, bună ziua, vă spun și eu și mă bucur că am avut parte de această invitație de a fi astăzi în fața și în mijlocul dumneavoastră. Ascultam ceea ce s-a spus puțin mai devreme și am urmărit momentul pe care l-ați avut ca, să spunem, momentul în de înfrățirea celor două localități și mă gândeam la două simboluri ale națiunii române. Unul este Ștefan cel Mare și celălalt l-aș defini, dar nu doar aici să ne oprim, dar l-aș menționa acum Mihai Eminescu. Sunt două simboluri care au luptat pentru ceea ce vrem noi să fim astăzi ca adevărat români mândri. Și când mă gândeam la aceste două simboluri, mă gândeam la momentul în care în 1918 s-a reușit a se pori un stat mare, România Mare. Astăzi poate nu putem vorbi despre o Românie Mare cum ne-o dorim cu toții. Dar cred că niște teritorii sau niște granițe fizice nu trebuie să fie cele care ne despoartă noi, ci trebuie să fie cele care să ne dea putere și energie, să mergem mai departe cu gândul și cu mintea că la un moment dat, indiferent de granița fizică, românii de peste tot sunt români și națiunea română trebuie să fie unită de aceste două simboluri pe care le-am menționat puțin mai devreme. Pentru că nici în acele momente vremurile nu au fost prielnice. Istoria anului 1918 a definit un moment în care aurii sau factorii au fost favorabili. Mai târziu, poate nu au fost factori favorabili pentru România, dar dacă suntem astăzi un stat unitar, suntem pentru că românii de peste tot au gândit românește. Și ne dorim, și eu îmi doresc, ca românii să gândească românește în continuare, iar bunul Dumnezeu să ne dea putere, ca și mai departe să privim peste 100 de ani puterea minții și să definim o Românie a tuturor românilor. La mulți ani, vă spun și eu, tuturor celor care sunteți astăzi aici, la mulți ani națiune română, la mulți ani românilor și la mulți ani România. Mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule deputat. Vreau în același timp să
Mulțumesc pentru prezență și conducerii garnizoanei Roman, domnului comandant Petre Băitoru, conducerii Poliției Naționale, conducerii Inspectoratului de Jandarm, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, consilierilor locali și tuturor invitaților noștri. Vă așteptăm începând cu ora 12 în piața Roman Vodă, acolo unde vom desfășura ceremonialul militar-religios dedicat Zilei Naționale a României și ulterior să ne bucurăm împreună, așa cum se cuvine, la ceas de mare sărbătoare a României. Încă o dată la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, să ne dea Dumnezeu tuturor multă sănătate și putere de lucru, să facem lucruri frumoase pentru România și de ce nu să ne îndeplinim odată și odată acest ideal al unirii Basarabiei cu România. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări.